A mânca e un act de cultură. Ne dovedesc și artiștii care periodic ne oferă la localul La Copac din centrul capitalei câte o mostră din talentul lor gastronomic. Cântăreața Alina Manole a avut astăzi bucuria de a-și servi invitații cu niște feluri de mâncare moldovenești gătite la ceaun, borș limpede de cocoș și tocană de vițel cu paste. După 5 ore, cam așa, 5 ore și jumătate de muncă neîntreruptă și strop de sudoare, Alina Manole ne prezintă două ceaune pline de bunătăți. Da, uite, vezi, de asta e de referință piesa aia cu luna pătrată, sunt o nebună și așa mai departe. Cei de la Copac au considerat că sunt suficient de nebună încât să mă lase pe lângă ceaunele lor. În cadrul evenimentului cu artiștii la ceaune am găsit două feluri de mâncare, un borș limpede de cocoș și o tocăniță de vițel în vin și cu tot felul de bunătăți. După 5 ore de stat în picioare, de tocat, de stat lângă focul ăsta, uite, sunt 40 de grade afară și aici ar trebui să măsurăm temperatura, bănuiesc că sunt măcar 60. Pot să confirm. Am avut ajutoare de nădejde, evident că n-aș fi putut singură, noroc de oamenii de aici, de la Copac, de maestri, cu adevărat maestri bucătari, care s-au jucat și ei pe lângă mine. I-am văzut mai devreme, au venit și au gustat și au dat ok-ul. Da, culmea, aveam emoții când stau doi șefi lângă tine și spun ok, să gustăm. Acum nu știm ce e mintea lor, dar au spus doar că mai trebuie un pic de sare, e ok. Este cel mai bun lucru pe care îl puteau spune, doar un strop de sare. Oricum, cantitățile cu care tu lucrezi sunt altele. Adică, un strop de sare înseamnă două linguri. Da, așa este. Sunt ceaune mari de 70 de litri. Sper să hrănim pe cât mai multă lume astăzi. De fapt, s-a anunțat foarte multă lume astăzi. Sper să mai avem porții să avem porții pentru toată lumea. Oricum, cine nu, mai găsește bunătăți și în bucătăria tradițională. Asta mă uitam. Au venit sosul de roșii pentru tocăniță. Dita mai găletușa. Avem puțină verdeață să arate bine. Două castroane. Da, așa este. Nici eu nu sunt obișnuită să gătesc în ceaune din astea mari. Porțiile mele sunt de obicei un litru, de un litru doi. Pe de altă parte, farmecul asta de a găti în curte și la foc de lemne și pentru oameni faini e de nedescris. Am văzut și vasele în care urmează să fie servite. Sunt foarte drăguțe, prietenoase, colorate. Îmi place foarte tare ce se întâmplă în jurul idei. Păi, ideea e că o mâncare bună trebuie servită în niște vase drăguțe, pentru că altfel nu poți să respecti toată estetica de zâmbet, să spunem așa, a bucătăriei, cel puțin aici la Copac. Mulțumim frumos! O să fim, așa cum am fost și acum două săptămâni, o să urmărim proiectul și o să le oferim și colegilor, prietenilor noștri, ascultătorilor noștri, ocazia să vadă produsele voastre. Îmi pare rău că nu le putem oferi și ceea ce mă atrage pe mine cel mai tare în momentul acesta, și anume mirosul. Dar pentru asta o să scriem frumos care este locul în care pot veni singuri. Mirosul ăsta se întâmplă cam în fiecare zi de papa bun. Pe de altă parte, eu zic să nu mai întârziem foarte mult și să mergem la masă. Ne place să-i punem pe artiști pe un piedestal de pe care foarte greu îi mai coborâm. De aceea manifestarea cu artiștii la ceaun ne face și pe noi publicul larg să-i cunoaștem mai bine ca oameni, cu pasiunile și bucuriile lor simple, gastronomia fiind adesea una dintre ele.